Să știi și acum. Bună ziua. Domnul Dezeriu trebuie. Mâine la ora 9 vă apropiați. Mâine la 9? Da. La 9, pe 9 și vă apropiați și o să ridicați copilul. Vă place să o purtați pe lângă, da? Dosarul e din arhivă din 2013. Și mâine o să depun. Dumneavoastră ce vă bateți joc de mine la 80 de ani oricum? Nu mă bat joc. Ați spus peste 2 săptămâni, ea că am venit peste 2 săptămâni. Eu vă rog frumos. Ați avut timp. Și o să ridicați copia solicitată. În poștă este să refuzat, voi imperăm să expediem. Voi zic bun, mâine la 9 până la 8 și apropiați și primiți copia solicitată. Bine? Aici este executorul Bezede. Apelați la el cu încredere. Poftim? Și vse? Eu m-aș repede încă la fisc. De ce? Pentru că fiscul mi-a spus doamna chestia, oricum e familia ei și am uitat, că documentul e trimis la dânsa, la dânsul, pentru să dea confirmare lor. Uh-huh. Și văd că, cum s-o spune, tac din gură. Când am fost acum, nu de mult încă o dată la domnia ei, la fisc, că ea imediat mi-a spus că Bezede a ieșit din bibliotin, puteți să vă duceți. Ia că noi scrim tot și îi trimitem lui cu uvedomlenie. O să primiți tot asta. Și noi suntem datori să vă întoarcem banii înapoi care ați plătit în plus. Adică la stat s-au dus 1400, 1500 în buzunarul Bezede și 10 lei banca mi-a luat pentru aceea că eu am plătit. Ai 1500, 10 lei. Și ea mi-a lămurit încă o dată și mi-a spus că noi suntem datori să vă întoarcem banii, numai Bezede trebuie să dăie confirmare. Și cât bani trebuie să întorc? 1510 lei. Matale? Da. Care sunt buzunarul lui Bezede. La stat s-au dus numai 1400, dar eu am plătit 2910 lei. Deci fiscul trebuie să-ți plătească sau Bezede? Da, fiscul a spus așa, că dacă el trebuie să ne dăie, adică confirmare, ca ei să întoarcă banii. O spus că noi suntem datori să vă întoarcem banii înapoi. Ia că putem să mergem la dumneai acum încă o dată.